Floarea de numă uita este o plantă erbacee cu peste 70 de specii anuale, bienale sau perene. Această plantă crește sub formă de trufe compacte în stare spontană, în zonele umede, pe terenuri virane, pe lângă ape curgătoare, mlaștini, lacuri, dar este și cultivată ca plantă ornamentală. Este o plantă înaltă de 20-30 de centimetri cu tulpina și frunzele acoperite cu percenușii. Florile sunt hermafrodite, cu cinste pale și petale, sunt de obicei de un centimetru diametru, fiind colorate în albastru roz, alb sau galben. Acestea pot fi anuale sau perene. De obicei, planta înflorește din luna mai și până în luna iulie. Fructele sunt păstăi care conțin multe semințe mici. Planta de numă uita are certe calități medicinale fiind utilizată pentru tratarea unor afecțiuni. Pentru terapii se recoltează partea aeriană a plantei, care conține o cantitate importantă de potasiu precum alcaloizi, saponime și acizi grași superiori. Floarea de numă uita poate fi folosită în numeroase tratamente naturiste. Infuzia de numă uitare are un puternic efect antiinflamator și se folosește la tratamente în zone sensibile, precum spălături contra inflamației urechii sau caloțiune pentru ochi, având și proprietăți de calmare și de relaxare. În cazul inflamațiilor oculare se aplică sub formă de comprese, iar pentru afecțiunile respiratorii se folosește sub formă de preparate, relatează frumusețe și suflet.ro